Vă spun tuturor, Hristos a înviat. Bun venit din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și în această seară dorim să poposim pentru o clipă asupra unui subiect interesant, și anume rolul experiențelor spirituale în mântuire, mărturie și decizii personale. De fapt, ne vom uita la arătările Domnului Iisus Hristos după înviere și, plecând de la acest fapt istoric, vom încerca să ridicăm câteva întrebări privitor la ce înseamnă această experiență a întâlnirii cu Domnul și cum influențează ea deciziile noastre și parcursul nostru spiritual. În seara aceasta mă bucur să avem invitat la emisiune pe pastorul Marius Birgean din Timișoara, pastorul la Biserica Emanuel din Timișoara și președintele Comunității Baptiste Timișoara. Bun venit la această emisiune! Bine v-am găsit, Hristos a înviat! Adevărat, a înviat, mă bucur să fim împreună și aș vrea să începem discuția noastră cu aplicarea spre acest termen, întâlnire cu Domnul. Cum putem să definim, de fapt, sau cum ar trebui să definim, să înțelegem din punct de vedere biblic, teologic, acest concept de întâlnire cu Domnul? Înainte de a încerca o definiție, probabil că n-ar strica ca să luăm în considerare termenii sau expresiile folosite de înșiși cei care s-au întâlnit cu Domnul după înviere. De exemplu, atunci când ucenicii au încercat să îl convingă pe Toma, cel care lipsise la prima arătare Domnului Iisus, ei au spus: l-am văzut pe Domnul. Și ei au descris experiența aceasta a întâlnirii ca o experiență vizuală. Apoi, atunci când cei doi, în drum spre Emaus, s-au întâlnit cu Domnul și inima lor a fost încălzită în prezența Lui, atunci când le deschidea Scripturile, când s-au întors înapoi la Ierusalim, spune Scriptura, au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Este o altă expresie care descrie experiența întâlnirilor cu Hristos, care a produs o cunoaștere mai profundă decât până acum. Apoi Apostolul Pavel vorbește despre propria sa experiență ca unuia care, spune el, Hristos mi s-a arătat și mie după ei toți ca unui avorton sau cuiva care este născut nu la termen. Mi s-a arătat și mie. Deci l-am văzut, l-au cunoscut, mi s-a arătat. Dacă ar fi ca să încercăm o încercare de definiție, putea să vorbim despre această experiență ale întâlnirii cu Domnul ca acele momente de confruntare personală cu Hristosul cel înviat. Și această confruntare este întotdeauna însoțită de o experiență transformatoare. Cu alte cuvinte, nu poți să rămâi la fel după ce te-ai întâlnit, după ce l-ai văzut, după ce l-ai cunoscut pe Hristosul cel înviat. Deci așa aș putea să definesc, să definim un moment de confruntare personală cu Hristosul cel viu, care lasă urmări în viața celui care l-a întâlnit pe Hristos. Deci, dacă înțelegem bine, această experiență nu este doar valabilă pentru ei cei de atunci, ci poate să fie repetată și astăzi, și această experiență a întâlnirii cu Domnul, experiență transformatoare, e posibil și pentru noi, cei care trăim astăzi și n-am trăit în perioada Mântuitorului. Absolut. Chiar dacă nu avem parte de privilegiul de a-L vedea sau ne întâlni cu Hristos în mod fizic, din punct de vedere spiritual, o putem prin credința în El și întoarcere la El cu pocăință să experimentăm ceea ce au experimentat ei. Fiecare dintre noi în dreptul nostru. Această întâlnire cu Domnul are și dimensiunile vizuale, pentru că ați menționat despre faptul că l-au văzut pe Domnul, li s-a arătat, are și dimensiuni de vizual sau nu? Nu din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere al deschiderii ochilor spiritual, da, sigur. Scriptura descrie convertirea ca o experiență de iluminare spirituală în care ochii noștri se deschid la realitățile lui Dumnezeu.
dar nu este o, este o experiență senzorială, fizică. Deci dimensiunea vizuală rămâne doar că are conotații profund spirituale și elimină din viața noastră întunericul în care am trăit până când l-am întâlnit pe Domnul. Cum ar putea fi folosită experiența personală a convertirii pentru a mărturisi altora despre existența lui Dumnezeu și despre mântuirea sufletului prin lucrarea lui Hristos? Vedeți, un alt lucru important de luat în considerare este faptul că după ce Hristos a arătat în aparițiile lui post-înviere ucenicilor săi, el le-a dăruit o însărcinare, un mandat, și fiecare din toate evanghelele, de fapt, și cei trei evangheliști sinoptici și evanghelistul Ioan, într-un fel sau altul prezintă o variantă a marii însărcinări. După înviere, Hristos îi însărcinează pe ucenicii lui să fie martori. Și e important să înțelegem aspectul acesta. Hristos ne-a chemat să îl reprezentăm în calitate de martor, nu în calitate de avocați. Acum, noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru faptul că Dumnezeu a ridicat și în trecut și în zilele noastre oameni cu o capacitate intelectuală deosebită, capabil ca să apere credința în fața atacurilor acelora care au luptat împotriva creștinismului. Acești oameni al lui Dumnezeu, apologeții, da? Cum au fost apologeții creștini în secolul al II-lea, Iustin Martirul sau Tertulian, a venit mai încoace C.S. Lewis, Francis Schaeffer, Josh McDowell, în zilele noastre William Lane Craig, am enumerat doar câțiva. Sunt oameni care sunt folosiți de Dumnezeu într-un mod special pentru ca să apere credința în calitate de apologeți. Însă chemarea aceasta este o chemare specială adresată câtorva, puțin la număr. Chemarea însă de a fi martor al lui Hristos este o chemare pentru pe care Hristos ne-a dăruit-o fiecăruia. Iar un martor este un om care depune mărturie despre ce a văzut și auzit. E adevărat, încă o dată suntem nevoiți să repetăm ce am spus anterior. Noi n-am văzut și auzit cu ochii noștri fizici și cu urechile noastre. Nu putem să spunem ce a spus Sfântul Evanghelist Ioan în întâia sa epistolă. Ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am auzit cu urechile noastre, aceea vă vestim. Dar este un sens cât se poate de real și de profund și de autentic faptul că aceia care ne-am întâlnit cu Domnul și l-am văzut pe El prin credință atunci când Duhul Sfânt ne-a deschis ochii minții și a inimii să pricepem cine este El, putem să mărturisim despre El. Aici este foarte important să înțelegem, pentru că la aspectul acesta al mărturisirii sunt unii care spun, pentru ca să îl mărturisești pe Hristos ai nevoie de cunoștințe teologice. Ai nevoie să cunoști multă teologie, multă scriptură. Realitatea este că nu ai nevoie de multă teologie, ci ai nevoie să te asiguri că ai avut cu adevărat o experiență personală a întâlnirii cu Domnul. Orbul din naștere care a fost vindecat și Domnul Iisus i-a restaurat vederea, n-a cunoscut prea multă teologie, dar a avut o mărturie extrem de puternică, dar sintetizată într-o scurtă expresie. Zicea el în fața fariseilor care l-au investigat, zice, eu nu știu de omul ăsta, dar zice, una știu, am fost orb și acum văd. Și acum cred că asta, mărturia asta trebuie să fie o încurajare și pentru noi, pentru că dacă într-adevăr s-a întâmplat, s-a petrecut o schimbare radicală în viața noastră, avem o platformă de pe care putem să vorbim cu credibilitate despre cine s-a atins de noi și ne-a mântuit. Ne uităm în Scriptură și vedem în mod special mărturia Apostolului Pavel. Când ne uităm la mărturia convertirii lui pe drumul Damascului, care a fost o convertire dramatică, Pavel vorbește despre ea cu lux de amănunte, în cel puțin două împrejurări. În fața poporului adunat în Ierusalim, atunci când pe nedrept a fost acuzat că introduce persoane dintre neamuri în templu și spurcă templu și era cât pe ce să fie linșat și la un moment dat
fiind luat sub custodia autorităților romane, el stă în fața mulțimii adunate și vorbește despre experiența convertirii lui. Și apoi puțin mai târziu, relatarea este, o găsim în Fapte, capitolul 26, este mărturia pe care Pavel o are în fața regelui Agripa, atunci când Festus este cel care îl cheamă pe Agripa să asculte mărturia lui Pavel. Și Pavel este la fel, oferă detalii foarte multe despre modul în care Hristos i s-a descoperit pe drumul Damascului. Ceea ce înțelegem din aceste mărturii lui Pavel și ceea ce trebuie să conțină și mărturia noastră personală sunt aceste elemente. Mărturia trebuie să fie cristocentrică, trebuie să fie centrată pe Hristos, pe persoana Lui, pe lucrarea Lui, pe cine este El, pe ceea ce El a făcut în viața noastră. Trebuie să fie o mărturie clară, în care să nu ne... să fim, eu știu, ademeniți ca să intrăm, să divagăm, să intrăm în tot felul de divagații nenecesare. Și trebuie să fie o mărturie convingătoare. Să ne aducem aminte de faptul că atunci când Pavel încheie mărturia, da, se îndreaptă direct spre Agripa și le întreabă: crezi tu în proroci, împărate Agripa? Știu că crezi, da? Și Agripa știe ce vrea să spună Pavel, da? Curând vrei să mă îndupleci să fiu creștin, da? Pavel a fost extrem de convingător. Deci cred că aceste elemente, mărturia trebuie să fie cristocentrică, clară și convingătoare, și poate aș putea spune, aș adăuga ca să fiu în ton, da, cu aliterația folosită, nu a fost intenția, dar să fiu în ton, da, așa a ieșit. Să fie și asta este un defect, dacă vreți, predicatoresc, da. Să fie concisă. Să fie concisă. Aș întoarce puțin la faptul că mărturia personală poate sluji altora ca și un argument. Și mi-a plăcut expresia: noi nu suntem avocații lui Dumnezeu, nu ne-a plătit Dumnezeu pentru asta, ci noi suntem martori, adică cei care am asistat la lucrarea lui Dumnezeu, ea s-a făcut, noi am văzut-o și despre asta mărturisim. M-aș întoarce la ideea aceasta, mărturia ca și un argument al existenței lui Dumnezeu și a miracolului petrecut la înviere. Unii ar putea să spună este o mărturie subiectivă, pentru că nu există o dovadă obiectivă, nu poate constitui mărturia personală o dovadă obiectivă. Ce părere aveți despre această dezbatere obiectiv-subiectiv în raport cu argumentarea noastră vis-a-vis de existența lui Dumnezeu și a existenței și lucrării miraculoase a lui Hristos? Părerea mea este că pentru oamenii care sunt setați în necredința lor, în căutarea de argumente pentru a nu crede în Dumnezeu, pentru a nu crede în Hristos, argumentele raționale pe care creștinismul le poate prezenta, și eu sunt absolut convins că creștinismul este acea concepție despre lume și viață care are de partea lui cele mai solide argumente raționale. Dar aceste argumente raționale în sine nu sunt suficiente pentru a convinge o persoană să se pocăiască, să se întoarcă de la păcat la Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu, să creadă în Hristos. În final, așa cum știm din mărturia Domnului Iisus în Evanghelia după Ioan, problema majoră a oamenilor nu este de natură intelectuală sau rațională, ci este de natură spirituală. Odată ce lumina a venit în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. De aceea spunea poetul Vasile Militaru, dacă nu mă înșel: pentru cine vrea să creadă am 1000 de dovezi, însă nu mai am niciuna dacă tu nu vrei să crezi. Însă, vorbind despre experiența întoarcerii la Domnul, da, există această, să zic așa, judecată pe care cineva ar putea să o facă experiențelor noastre și să spună:
asta e experiența ta, eu am experiența mea, și să împingă totul pe această parte sau panta a subiectivismului. E adevărat că atunci când vorbim despre experiența personală, vorbim despre niște lucruri extrem de subiective, da? Dar faptul că ele sunt subiective nu înseamnă că sunt ireale, nu sunt reale. Da. Că nu s-au întâmplat, da? Și aici eu cred că experiența personală vine ca o dovadă în plus la cei care sunt cu adevărat sau pentru cei care sunt deschiși să accepte evidențele, ca o confirmare a faptului că credința în Hristos poate să fie experimentată. Nu vorbim aici despre o teorie, noi vorbim aici despre o realitate care se poate întâmpla și astăzi în viața celor care cred. Ne uităm la Apostolul Pavel, la modul în care Pavel însuși încearcă să prezinte argumentele învierii în 1 Corinteni capitolul 15, în capitolul învierii, da? Vedem că pe lângă dovezile raționale pe care el le aduce în favoarea învierii, el adaugă această dimensiune a experienței personale, a faptului că Hristos s-a arătat și s-a arătat nu la una, două persoane, el selectează din multele persoane cărora Domnul Iisus i s-a arătat după înviere doar câțiva, dar la un moment dat lista este atât de diversă și zice s-a arătat la 500 de frați odată. Nu poți să pui pe seama unei halucinații în masă, pe seama unei halucinații colective această experiență. Da, este o experiență subiectivă, dar 500 de oameni odată nu pot să fie induși să experimenteze exact același lucru. Deci dacă stai să iei în considerare, da, experiențele sunt subiective, intrăm pe latura asta a subiectivității, dar asta nu înseamnă că ele nu sunt reale. Da, mulțumesc, foarte interesant precizarea. Mărturia personală este complementară mărturiei esențiale a Evangheliei și 1 Corinteni capitolul 15 arată lucrul acesta. Apostolul Pavel vorbește despre Evanghelia pe care vă propovăduiesc și această Evanghelie este Evanghelia despre Hristos care a murit și a înviat. Și sunt și arătările și cumva aici apostolul pune experiențele personale ca fiind complementare mărturiei Evangheliei. Nu exclude mărturisirea Evangheliei experiența mea personală, astfel că dovezile obiective pe care le găsim în Evanghelie și în istorie și dovezi istorico-arheologice, toate acestea vin să arate că Evanghelia este un argument obiectiv pentru noi și complementar și mărturia personală. Foarte bună precizare, mulțumesc mult! Ce rol au experiențele personale în raport cu Scriptura în viața unui credincios? Am văzut despre convertire și despre a-i ajuta pe alții să vadă ce face Dumnezeu atunci când ne schimbă viața, dar în raport cu Scriptura în viața unui credincios, ce rol are experiența personală? Întotdeauna un rol secundar, Scriptura are rolul primordial și trebuie să-l aibă. În calitate de protestanți și evanghelici mărturisim acest principiu al reformei sola scriptura, numai scriptura este singura autoritate pentru credința și practică. Atunci când reformatorii au început această lucrare de întoarcere la cuvântul lui Dumnezeu, ei n-au repudiat complet tradiția sau tradițiile bisericești, învățăturile sfinților părinți, dar au subordonat tradiția bisericii primatului Scripturii. La fel au subordonat experiența religioasă sau experiențele religioase primatului Scripturii. La fel, rațiunea trebuie să fie subordonată primatului Scripturii. E convingerea mea că Scriptura se autovalidează pe sine. Ea nu are nevoie neapărat de experiența mea pentru ca ea să rămână cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, fără greșeală
chiar dacă eu aleg să cred sau să nu cred ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. E problema mea că voi suporta consecințele. Dacă eu nu cred în venirea iernii și nu mă pregătesc pentru venirea iernii, e problema mea, dar Scriptura nu are nevoie, Dumnezeu, așa cum a spus, nu are nevoie de apologeți, nu are nevoie de avocați. Adevărul lui rămâne în viac, însă cu toate acestea, Scriptura este importantă și are rolul ei, fără doar și poate de netăgăduit, în experiența mea creștină și în experiența altora. De multe ori spuneam fraților și surorilor din biserica în care prin Harul lui Dumnezeu slujesc, nu căutați experiențe cu Dumnezeu, ci căutați-L pe Dumnezeul experiențelor. Un creștin fără o experiență sau fără experiențe spirituale este o contradicție de termeni. În final, un creștin trebuie să experimenteze realitatea prezenței lui Dumnezeu în viața lui, răspunsul la rugăciune, lucruri ale providenței lui Dumnezeu, intervenție și chiar minuni, elementul miraculos. Nu la ordinea de zile, așa cum poate așteaptă cineva, dar Dumnezeu este suveran și un creștin care trăiește în ascultare de voia lui Dumnezeu va experimenta multe situații în viața lui în care va avea experiențe cu Dumnezeu. Însă aș vrea din nou să înțelegem primatul Scripturii asupra experienței și aș vrea să fac referire la o experiență extraordinară pe care Apostolul Petru o descrie la sfârșitul vieții lui, la sfârșitul vieții lui, după mulți ani de când s-a consumat această experiență, Petru vrea să imprime în mintea cititorilor săi, cunoscând faptul că va muri, că va pleca în curând, importanța revenirii lui Hristos. Și în a doua sa epistolă, capitolul 1, spune el în versetul 12, de aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tare în adevărul pe care îl aveți, dar spune el, consider că este drept, cât vă mai fi în corpul acesta să vă țin treși aducându-vă aminte, că știu că dezbrăcarea de corpul meu va fi deodată. Și spune el, zice, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Ce face Petru aici este să atragă atenția asupra schimbării la față, de pe muntele Tabor. Acel moment glorios în care împreună cu Iacob și cu Ioan vreau să fie părtași la momentul în care pentru câteva clipe umanitatea Domnului Iisus a fost cumva, cortina umanității a fost dată la o parte și ei au putut să vadă ceva din gloria intrinsecă a Dumnezeirii sale, din acea glorie cu care El va reveni, da, în împărăția sa. Și Petru este cel care, împreună cu Iacob și cu Ioan, au parte de această experiență magnifică. Aud vocea Tatălui din ceruri, văd, da, a fost o experiență vizuală, au văzut mărirea Lui, l-au văzut pe Moise, pe Ilie, pe muntele cel sfânt. Dar zice el, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Aici este expresia care aș vrea ca să o luăm în considerare. Petru spune, avem cuvântul profeției și mai tare decât experiența. Cu alte cuvinte, Scriptura bate orice experiență, oricât de glorioasă și magnifică ar fi. Cât de mult îmi amintesc, spune Petru, și mi-e drag să spun altora despre experiența glorioasă pe care am avut-o, experiență unică. Scriptura este acea bază mai solidă pe care trebuie să ne punem viața. Uneori experiențele noastre, oricât de prețioase ar fi, ele fluctuează. De aceea ele sunt asemănate de multe ori cu un nisip, așa, ați face casă pe nisip, e periculos. Ați face casa însă pe temelia cuvântului, e cel mai indicat lucru. Deci experiența trebuie subordonată Scripturii, nu este invers, nu experiență
și Scriptură, ci Scriptură materializată în experiența noastră. Și așa cum ați amintit, cred că Petru a avut suficiente experiențe. N-ar fi trebuit să fabrice experiențe, că știu că unii astăzi, pentru a fi mari și importanți în ochii oamenilor, fabrică tot felul de experiențe spirituale. El le avea deja acolo și cu toate acestea, așa cum spuneați, a ales Scriptura. De ce oare oamenii... Și Pavel să nu... Da, Pavel? Vreau să spun că și Pavel cu greu a relatat despre experiențele lui spirituale doar în situații extreme, da? Ne aducem aminte de ce le spune corintenilor în epistola a doua către corinteni despre răpirea lui la cer. Pentru că nu a vrut să creeze prin relatarea acestei experiențe o părere mai bună despre sine decât s-ar fi cuvenit. Cu alte cuvinte, scopul lui Pavel nu a fost să-i lege pe oameni de el că a avut o experiență glorioasă, așa cum se lăudau acei, în ghilimele, apostoli. Acei apostoli falși făceau caz tocmai în experiențele lor. Pavel, care a avut parte de experiențe autentice, la fel ca și Petru, nu le-a fabricat, este rezervat să facă apel la ele, pentru că el nu vrea ca credința corintenilor să fie legată de el, ci de Dumnezeu. Deci nu căutați experiențele cu Dumnezeu, căutați-L pe Dumnezeul experiențelor. Care ar fi motivul pentru care astăzi creștinii se duc spre experiențe și sunt atât de încântați de experiențe? Chiar am văzut biserici în care cel mai mult timp este acordat pentru experiențele personale și prea puțin pe o predicare a Evangheliei. De ce oare suntem tentați să mergem spre experiențe mai mult decât spre cuvânt? Probabil că este un semn al vremii noastre, este un simptom al creștinismului în zilelor de astăzi. Da? Și pe fondul acesta al căutării după experiență, dușmanul nostru, diavolul, știe să speculeze și să amăgească pe oameni, pentru că, din păcate, originea experiențelor spirituale nu este întotdeauna una sănătoasă, una sigură, una de la Dumnezeu. Există trei surse, sau pot să fie trei surse ale experiențelor noastre spirituale. Una evident și de dorit este Dumnezeu, experiențele reale care vin din relația cu Dumnezeu, dar sunt și experiențe care vin pur și simplu din umanitatea noastră, din lucrarea psihicului uman, însă din păcate sunt experiențe contrafăcute care vin din lumea întunericului, din lumea demonică. Diavolul, spune Scriptura, se preface în înger de lumină. Apostolul Pavel avertizează că vor veni asemenea vremuri în care oamenii se vor îndrepta de la adevăr, de la adevărul Scripturii, la istorisiri închipuite. Se vor îndrepta spre experiențe religioase care vor avea o anume poleială de spiritualitate și vor fi destul de convingătoare pentru a înșela pe mulți. Ne spune tot Apostolul Pavel cu avertisment în epistola a doua către Tesaloniceni că apariția prințului întunericului al omului fără de lege, al lui Anticrist, se va face prin tot felul de semne și minuni mincinoase. Oamenii vor avea experiențe spirituale, dar nu vor veni de la Dumnezeu. De aceea, Apostolul Ioan este cel care ne avertizează și ne spune: nu dați crezare oricărui duh, căci nu toate duhurile au ieșit de la Dumnezeu. Există niște teste ale experienței și de aceea este foarte important să accentuăm acest aspect. Experiența este secundară Scripturii. Nu interpretăm Scriptura prin prisma experiențe, ci invers. Interpretăm și evaluăm experiențele noastre întotdeauna prin prisma Scripturii. Întrebarea de căpătâi pe care trebuie să ne punem este: ce spune Dumnezeu în Scriptură? Și dacă experiența mea e în conformitate cu revelația Scripturii, e o experiență autentică pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu, întotdeauna experiența aceasta mă va lega mai mult de Hristos, mă va lega mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, mă va face mai smerit, mă va face mai dependent de Dumnezeu și mă va face să fiu atent. Da? Nu voi vorbi despre mine,
Nu voi încerca să îi impresionez pe alții cu spiritualitatea mea și să folosesc fiecare ocazie să mă laud cu experiențele spirituale. Oamenii care au avut și au experiențe autentice cu Dumnezeu nu se vor grăbi să facă caz de ele, să atragă atenția asupra lor. Experiențele noastre trebuie să-L glorifice întotdeauna pe Dumnezeu, să-L pună în prim plan pe Hristos. El să fie văzut. Ce face El, ce spune El, e important. Deci, cu alte cuvinte, experiențele spirituale pot fi verificate dacă sunt sau nu sunt de la Dumnezeu și dacă aduc un beneficiu personal pentru noi. Am înțeles că sunt două domenii în care am putea să le verificăm. Unul, raportăm la Scriptură experiența și verificăm experiența aceea dacă este într-o lumina Scripturii, și poate aici aș vrea să insistăm mai mult cum verific dacă experiența mea când o pun în lumina Scripturii este cea autentică. Și al doilea domeniu care am înțeles că l-ați amintit este ce efect sau impact are experiența asupra mea. Mă face să-L înalț pe Hristos, mă smerește, sau reversul, experiența aceasta mă ridică pe mine înaintea oamenilor și nu pe Hristos. Dar cum să punem experiențele noastre în lumina Scripturii? Eu cred că datoria noastră ca și credincioși este să ne asigurăm că avem o înțelegere cât mai profundă și mai cuprinzătoare a revelației lui Dumnezeu prin Scriptură. Și când facem exercițiul acesta și ne hrănim zilnic cu Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne echipează cu acel discernământ spiritual, da? Cu acel dar al deosebirii duhurilor de care avem nevoie. Există câteva să zic așa, metode prin care putem să evaluăm pretențiile de adevăr ale unor învățători falși. Și Domnul Iisus spune asta în predica de pe munte, în Matei capitolul 7. După roadele lor îi veți cunoaște. Într-un fel, principiul acesta al roadelor, da, este valabil și ce privește propriile noastre experiențe. Așa cum am spus, E această experiență, o experiență care mă face să rodesc mai mult roada plăcută lui Dumnezeu, roada Duhului Sfânt. Cred că în evaluarea experiențelor, pe lângă Scriptură, avem nevoie și de comunitatea credincioșilor, avem nevoie de biserică. Multe ori, un creștin matur spiritual sau un păstor înțelept va spune celor care se laudă cu experiențele lor: da, experiența asta pare o experiență autentică, mulțumește lui Dumnezeu pentru ea, sau, dimpotrivă, va oferi un semnal de avertisment, un semnal de avertizare vis-a-vis de această experiență. Am aduc aminte și poate că așa pare o situație puțin hazlie. Se zice că un tânăr predicator s-a dus la un predicator mai în vârstă și s-a lăudat că a avut o vedenie în care i s-a părut că vede pe cer scris trei litere, trei inițiale, DSP, DSP. N-are de-a face cu Direcția pentru Sănătatea Publică. Și s-a dus la predicator și a spus: am văzut pe cer scris literele acestea DSP și am înțeles că Domnul îmi spune: du-te să predici. Și apoi, după ce predicatorul a ascultat cum predică, i-a spus: cred că ai înțeles greșit. Nu scria du-te să predici, ci du-te seamănă porumb. Așa că în interpretarea experiențelor avem nevoie. Am auzit și recent tot felul de relatări despre visuri sau vedenii. Nu știa dacă este vis sau vedenii. E vorba de cineva dintr-o familie a unui credincios care suferă de cancer, și oamenii în situații dramatice de genul acesta, când
soțul e pe patul morții și, și mai are câteva zile de trăit, se agață de tot felul de... E greu să le spui acestor persoane care cred că Domnul le-a spus, că a văzut vedenia sau visul cu tare, cu tot felul de animale care au intrat și, și te întreabă, frate, ce zici despre asta? E nevoie de multă înțelepciune și de tact pastoral pentru ca să temperezi o încredere nepotrivită în aceste experiențe și să îi aduci pe, pe temelia unui realism biblic. Da? Pentru că Scriptura spune, da, clar, nu întotdeauna este voia lui Dumnezeu vindecarea. Nu întotdeauna minunea pe care o dorim cu privire la, la cel drag de lângă noi care, care are o formă gravă de cancer se va întâmpla. Uneori Dumnezeu îngăduie, da? Chiar dacă nu ne place nouă ca persoana respectivă să plece în veșnicie. Dar Dumnezeu este suveran. Însă și în situații de genul acesta nu ar trebui să căutăm să ne agățăm de niște experiențe care sunt atât de ca nisipurile mișcătoare și care mai devreme sau mai târziu își vor dovedi zădărnicia. Și atunci dacă ne bazăm credința pe experiențe, vom fi dezamăgiți de Dumnezeu. Dar dacă ne bazăm credința pe Dumnezeu, pe caracterul Lui, pe înțelepciunea Lui, pe bunătatea Lui, pe credincioșia Lui, vom rămâne lângă El chiar și când experiențele noastre sunt dureroase. Deci, un alt element, Scriptură, roadă și comunitate, am înțeles până în prezent. Plecând de la această idee a comunității și rolul ei în validarea, invalidarea experiențelor, aș vrea să vă întreb ce ar trebui să facă o biserică ca să îi ajute pe credincioși să nu alunece în această latură experiențială și să-și definească credința și să facă din experiența autoritate pentru viața lor și mai mult decât atât să facă din experiența lor autoritate și pentru viața altora, cum se întâmplă și toată lumea ar trebui să facă așa. Ce ar trebui să facă biserica în contextul acesta? Curiozitatea pentru experiență există. Oamenii vor ceva nou, vor ceva palpitant. Acuză faptul că nu avem nevoie de teorie, asta echivalent Scriptură, studiu biblic, și nu avem nevoie de aceste lucruri. Ce ar trebui să facă biserica, slujitorii bisericii, cum am putea să îi ajutăm pe oameni să rămână centrați pe Dumnezeu și pe Scripturi? Eu cred că este datoria supremă a predicatorilor, a păstorilor Bisericii lui Hristos să predice cuvântul și să-i ancoreze pe oameni și credința lor în realitatea indestructibilă a cuvântului lui Dumnezeu. Ați menționat extrema aceasta a căutării după experiență care este prevalentă în, în creștinismul contemporan. Eu văd acum că există în anumite biserici sau în anumite sectoare ale creștinismului și extrema cealaltă. Și cred că datoria unui păstor înțelept este să îndrume biserica, să navigheze între cele două extreme. Căutarea unui experiențialism nesănătos, dar pe de altă parte negarea experiențelor. Mi-ar place, de exemplu, ca membrii bisericii în care slujesc să aibă mai mult curaj să mărturisească despre experiența lor reală cu Hristos. Știu că mulți trăiesc cu Dumnezeu, au o viață de părtășie cu Domnul, au o viață de rugăciune, au o viață în care primesc răspunsul la rugăciune, au experiențe autentice. Dar uneori ei merg în direcția cealaltă, da? Pentru faptul că au poate cheama asta că spunând experiența se laudă sau fac pe ceilalți să creadă mai mult decât se cuvine despre ei, nu vor să mărturisească prea mult. Ei, aici cred că în extrema aceasta, lipsa unor mărturii ale experiențelor autentice este o pagubă pentru biserică.
Pentru că atunci când sunt experiențe autentice, reale cu Dumnezeu, experiențele acestea au menirea să întărească credința altora. Și întotdeauna le spun, atât cât are de face cu candidații pentru botez, atunci când e seara de mărturisiri și ocazie, proslăviți-L pe Hristos, spuneți ce a făcut El în viața voastră. Gândiți-vă că la momentul acesta sunt mulți ochi care vă privesc. Poate e o ocazie de evangelizare unică, când ei își invită prietenii ai lor sau colegi de la școală sau de la serviciu să vină să asculte mărturia lor. Acea mărturie a experienței întoarcerii lor la Hristos, care este o experiență autentică, poate să fie o mare binecuvântare. Deci, ca păstor, eu cred că ar trebui să fiu atent, să ajut biserica să navigheze între aceste două extreme. Căutarea unor experiențe nesănătoase, dar în același timp, atunci când experiențele sunt autentice și slavă Domnului că un creștin adevărat, așa cum am spus, da, are experiențe cu Domnul, ele trebuiesc împărtășite. Nu pentru a atrage atenția asupra noastră, ci pentru a-L pune în evidență pe El. Deci, navigarea printre aceste două experiențe extrem de importantă, încurajarea mărturiei, pe de-o parte, nu negarea totală a experiențelor, ci încurajarea mărturisirii, modului în care Domnul Iisus Hristos a lucrat în viața unui credincios, este extrem de important, mai ales într-o generație în care este în căutare de experiențe, extrema de a nega total experiențele, cum spuneați frumos, nu este, cum spuneați frumos, de fapt nu este sănătoasă, așa cum ați afirmat. Dar ce facem atunci când predicatorul care este chemat să predice cuvântul, predică mai mult experiența decât cuvântul? Pentru că am vorbit de comunitate, aș vrea să reduc puțin și mai mult sfera noastră de explorare. Ce facem cu predicatorii care predică mai mult experiențe, să nu le spun povești, decât Scriptură? Tot ce pot să le spun este să fie atenți că nu acesta este mandatul pe care stăpânul l-a încredințat. Scriptura spune, cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Predică cuvântul, predică cuvântul, predică cuvântul, nu propriile tale experiențe sau experiențele altora. Da, dacă la un moment dat, ca și ilustrație pentru un anumit punct de predică, e potrivit o experiență, folosește-o. Dar ai grijă la proporții. Ai grijă la proporții. Textul trebuie să fie dominant într-o predică. Adevărul trebuie să izvorească de acolo. Experiențele sunt doar ilustrative, aplicative. Conceptele se extrag din text și nu din experiențe. Deși experiența poate modela interpretarea Scripturii și ne pune anumiți ochelari atunci când ne apropiem de Scriptură, și cred că asta este o temă care o putem discuta mult mai pe larg cu ocazia poate a unei alte emisiuni. Mai avem câteva minute până la încheierea emisiunii și aș vrea să încheiem cu câteva gânduri de final și să ne uităm puțin la ce ar trebui să facă o persoană care n-a intrat într-o relație personală, comuniune personală cu Domnul, n-a avut o astfel de experiență, ar trebui să facă ceva pentru a avea o astfel de experiență? Ce anume pentru cei care încă nu-L cunosc pe Domnul așa cum ne exprimăm noi? Mă gândesc că exemplul apostolului Toma este cel mai potrivit când vorbim despre aspectul acesta, și anume faptul că Toma, cel care pretinde dovezi și cel care dorește să pună mâna în rănile Domnului Iisus și să vadă cu ochii lui, cu alte cuvinte, să aibă parte de o experiență vizuală convingătoare,
Domnul Iisus se coboară la nivelul așteptărilor lui Toma, îi răspunde punctual, însă la momentul în care Domnul Iisus îi apare și îi spune: Toma, pune degetul tău în rănile mele, nici nu mai e nevoie de acest lucru, pentru că Toma cade în genunchi la picioarele Mântuitorului și spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul Iisus se ferice și spune: Toma, pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cine n-a văzut și a crezut. Ceea ce aș putea să spun ca și încurajare celor care nu au avut parte încă de o experiență personală cu Hristos este că viața creștină este o viață trăită prin credință. În final, Dumnezeu ne cere să credem ceea ce El ne spune în cuvântul Său despre noi, despre El mai întâi, despre noi ca și oameni păcătoși care avem nevoie de mântuire, despre persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos, moartea, îngroparea și învierea Lui și despre nevoia ca noi păcătoșii să ne încredem personal în Hristos, în jertfa Lui și să ne pocăim de păcatele noastre. Credința, spune Scriptura, vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Avem nevoie să auzim Evanghelia și avem nevoie apoi să o credem. Și în momentul în care o credem, da, o acceptăm prin credință, urmează experiența. Și experiența aceasta variază de la persoană la persoană. Pentru unii, cum a fost Pavel din Tars sau alți oameni, experiența convertirii este o experiență dramatică, încărcată cu multe emoții. Pentru alții, experiența este poate mai puțin dramatică. Dar realitatea, în urma experienței, rămâne aceeași. Am fost orb și acum văd. Acum simt cu adevărat și înțeleg că păcatele îmi sunt iertate. Mă gândesc la experiențele pe care le-au avut oamenii Dumnezeu în istoria bisericii. Augustin, Sfântul Augustin, cel care atunci când a citit cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Romani, capitolul 14, a experimentat iertarea lui Dumnezeu. Mă gândesc la experiența lui Luther când a citit cuvântul lui Dumnezeu care vorbea despre neprihănirea care se capătă doar prin credința în Hristos, zice: am simțit că am intrat pe porți în paradis. Mă gândesc la John Wesley, cel care a avut experiența aceea a convertirii în capela fraților moravieni din Londra, a simțit un fior ciudat și a știut atunci că păcatele sunt iertate. Experiențele diferă, dar modul de descriere sau modul în care Dumnezeu ne întâmpină pe fiecare în nevoia noastră spirituală este diferit, dar rezultatul este întotdeauna același. Știm că l-am văzut pe Domnul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări și pentru această discuție interesantă pe care am avut-o și pentru faptul că Dumnezeu este prezent și astăzi în viața noastră. Nu este un Dumnezeu al trecutului și ne-ați adus aminte de lucrul acesta. Este un Dumnezeu prezent, implicat în viețile noastre și lucrarea transformării vieților noastre continuă și în prezent. Ne-ați adus aceste minunate exemple. Mulțumim mult pentru participare. Vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune și vă doresc celor de la Timișoara multă binecuvântare de acolo și mulțumim pentru acceptul acesta și implicarea în această emisiune. Cu toată plăcerea și eu mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumim celor care ne-ați urmărit în această emisiune. A fost o emisiune interesantă. Nu uitați, dacă nu ați avut o experiență spirituală transformatoare, mai întâi de toate, credința este un lucru esențial. Dar pentru a avea credință, aveți nevoie să citiți, să citiți Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că credința aceasta izvorăște din cunoaștere, cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Iar atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, prin Cuvântul Său, devenim frânți în inima noastră. Acest lucru se numește căință. Realizăm unde suntem, realizăm că suntem greșit. Și odată ce am cunoscut pe Domnul prin Scripturi, am primit credința, am avut parte de căință, există o cerință din partea lui Dumnezeu să-i răspundem. Și acest lucru l-aș putea numi, ca să păstrez
modul în care colegul meu a dialogat în această zi, aș putea să o numesc consacrare, ca să fim toate cele cu 4C. Consacrarea noastră, să ne dăm lui Dumnezeu. De aceea, invitația pentru seara aceasta este pentru noi toți să nu abandonăm cuvântul, dar să nu uităm faptul că Dumnezeu vrea să vină și în calea vieții noastre să aducă o schimbare, vrea să ne mute de pe căile noastre, pe calea Lui. Și de aceea vă invit pe toți să faceți lucrul acesta și Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim buni credincioși în această vreme. Vă doresc tuturor o seară bună, la revedere, Hristos a înviat din nou și El să fie cu noi cu toți de acum și în veci de veci, să ne vedem cu bine și săptămâna viitoare. La revedere!